Bună! Ne aflăm la Social Market, eveniment organizat de către Asociația European Alternative în cadrul Festivalului Transnațional Trans-Europa și acum eu voi da la schimb pentru acest barsam o abilitate a mea de a face din această rupie o petală. Da. Pentru aia foaia, pe jumătăți, da? Pe cutie de bomboane. Da. Nu știu cum să zic, se face aici foarte bine. Pe partea cealaltă, bob o miel. Pe cealaltă jumătate. Uite, da. Chips. Acum se îndoaie pe diagonală. Era să rămân fără astăzi. Așa să te imaginezi. Și din acel trigunghi vom face un alt portat. Dacă foaia a fost îndoită bine, se va fac foarte ușor să faci pătrat. Acum vom îndoi partea aceasta de este în afară. O, mi-a găsit un copetonașă. La fel facem și pe partea cealaltă. Deschidem. Și mai sunt cu copetonașă. Așa cum am zis, dacă foaia a fost îndoită, se deschide de la sine. Deja le atacă lumea. Le atacă lumea, nu știu care. Dar numai unul dă. Unul ție, unul la altul. Dar trebuie să dai ceva la tine. Corect. Și îngăim și aceasta. Bicicleta. Da. Același lucru se face pe partea cealaltă. Da, să știi că mă... Vine peste vară. Și acum aici vom pune lipici. Avem acolo un loc liber de piatră la o parte și șireți. Și aceasta va fi o petală. Da. Petală care poate fi de asemenea și așa, în momentul în care ajungi la partea aceasta, lași sus, închizi. Și lipește atunci și o să iasă în momentul în care faci floarea o să, pentru a face acest tip de origami, sudama, și se cheamă Morning Glory sau Zorea, trebuie 60 de piese de genul ăsta și o să iasă 12 flori, fiecare floare conține 5 piese și aceste floarea. Și toate cele 12 flori vor fi lipite. De obicei se lipesc 6, se pune pe mijloc un șnur ceva și se lipesc și celelalte 6 și este un glob.